Bună ziua și bine v-am regăsit! Fiți pe fază! Începe exclusiv în Hunedoara! Invitatul meu de astăzi ne va arăta cum să transformăm obiecte banale de decor în adevărate opere de artă. Haideți să o cunoaștem pe Noemi Ținea. Ținea este odeveancă de 37 de ani. Este specializată în psihosociologie și pasionată de tehnica decupajului. Cu câteva șervețele și puțin adeziv, tânăra ne arată cum poate transforma un obiect banal într-unul cu totul special. Totul a pornit din dorința de a avea niște obiecte mai deosebite și, bineînțeles, cu culorile, cu modelele care mi-ar plăcea mie și nu întotdeauna, dacă ești un pic mai pretențios sau vrei o culoare anume, găsești obiectul acela. Și am zis, hai să încep prima dată să pictez. De exemplu, îmi place movul, lavanda, trandafirii și atunci ideea a venit văzând și obiecte deja în magazine de specialitate gata făcută, uneori n-am reușit să achiziționez și m-am gândit că pot să fac și eu lucrurile acestea și atunci mi-a venit ideea să încep cu tehnica asta decupajului, cu șervețele la început într-o formă mai mai de începător, bineînțeles, nici acum nu e chiar nivelul cel mai profesionist, dar toate se învață și reușești să le să te specializezi, ca să zic așa. Și cu ajutorul internetului, că trăim acum în era telecomunicațiilor, găsești multe tutoriale pe YouTube, pe diverse pagini și am început să învăț singură. Noemi a lucrat câțiva ani ca și educatoare, așa că tehnica nu îi era cu totul necunoscută. Am terminat profilul pedagogic, în care se pune accent foarte mult pe muzică, pictură, lucru manual, copii, am lucrat și ca educatoare și ca învățătoare și atunci, din dorința de a face, când făceam obiecte cu copii, lucru manual și felicitări pentru părinți și alte cele, da, probabil și de acolo mi se trage. Cât de cât o mică îndemânare trebuie totuși să existe. Și asta te ajută, zic eu, când îți descoperi o vocație, un mic talent, ca să-i spui așa. Și a pornit și din ideea că eram acasă în creșterea copilului și atunci parcă ești foarte împlinit ca mamă, e super ok, dar parcă lipsește acel ceva. Și atunci, din dorința aceea să completezi timpul fiind acasă cu copilul, să mai faci încă ceva în plus, că cam asta de obicei te, zic eu, trebuie să ai și timp pentru asta. Să-ți placă și timp. Și când ați început? Când se întâmplă asta? Cam când avea băiețelul meu vreun anișor jumate, cam așa. Acum va face deja 4 ani, deci avem ceva de când. La început m-a tatonat terenul, vizionări, mici meșteșugăreli, ca să zici așa, la început și rând pe rând am progresat. Am participat și la niște cursuri. Acum, să zic mai recent, acum de câteva luni, un an, cursuri efectiv de decupaj. Deci s-a făcut, de exemplu, obiectul acela, să zic, ceramic, l-am făcut acolo, am învățat, să zic, pe sticlă, ceea ce există în fiecare element, pe lemn, pe ceramică, pe sticlă, are câteva mici trucuri pe lângă cele care le vezi tu generale. Și cu cât
atunci trebuie să aprofundezi, exact ca și în orice. Un machiaj poate credem că reușim fiecare, dar până la urmă tot profesionistul știe ce trebuie mai mult, zic eu, nu știu. Să înțeleg că lucra și lemn, și ceramică, și sticlă, și orice? Da, cam pe asta, în special pe lemn îmi place să lucrez cel mai mult, dar și ceramică, sticlă, cam asta, inclusiv pe plastic am mai încercat, pe copertă de agendă, da. Ce e cel mai dificil? Care material? Ce obiect, ce material? Nu știu ce să zic neapărat dificil, ci tehnicile de multe ori. La început, de exemplu, că există tehnici de crăpare, tehnici de învechire, pe lângă simpla lipire efectivă a șervețelului sau a hârtiei de orez. Pe sticlă, zic eu, necesită un pic mai multă îndemânare, deoarece alunecă și la început am făcut multe găurele și rupturi până te îndeletnicești. Noemi povestește că se lucrează foarte bine cu hârtia de orez. Sunt mai multe, șervețelul, care, în special cele fine, în trei straturi, care dezlipești și folosești numai partea de deasupra. Hârtia de orez este mai scumpă, dar este mai rezistentă, lucrezi puțin mai ușor cu ea. Se lipește mai ușor, să spui așa. Și există și hârtie de cupaj, deci sunt mai multe care, pe ansamblu, la sfârșit, rezultatul este cam același. Doar că, pentru tine, ca tehnică de lucru, variază puțin. Simplă la prima vedere, tehnica este totuși destul de laborioasă. Înainte vin grunduite, se dau cu adezivi speciali și apoi se pune ori toată suprafața sau numai bucăți, ca un mic colaj. Și bineînțeles sunt și pictate ca să le încadrezi puțin, să nu pară exact numai ca o lipitură. Cum depinde, de obicei, dacă sunt suprafețe mai mici, poți să o faci toată. Dacă este o suprafață mai mare, de cele mai multe ori numai cu șervețel, oricum trebuie să îmbin foarte bine din rupturi ca să le poți încadra. Și aici, la tehnicile de pictură, sunt multe, încă am multe de învățat. Sunt multe metode care să te ajute să-i dai un aspect cât mai integrat a șervețelului sau hârtiei de orez în lucrare. Obiectele pe care le decorați, le cumpărați gata făcute sau le realizați dumneavoastră? Nu, în general cumpăr gata făcute, adică blancuri se numesc, din lemn, de exemplu, sau sticlă, și plus că am mai recondiționat sau redecorat obiecte deja avute, pe care să le schimb, să le dai o altă față, un alt aspect. Ce se caută cel mai mult? În special foarte mult cutiile depozitare, toți avem prin casă multe mărunții și acele bijuterii, cerceluși, nasturi, multe obiecte care ai nevoie de ele, dar să le găsești și un loc să fie la îndemână și de ce să nu fie și foarte aspectuos. Cutiile în special foarte mult, de diverse mărimi, pe diverse gusturi. Acum a început să prindă mult și pentru cele personalizate în special. Copiii, toată lumea știm că sunt fani Mickey Mouse, dacă nu Mini, pirați și alte cele, și având la îndemână șervețele acestea care sunt dintr-o paletă foarte bogată, ai de unde alege culori, personaje, pe toate gusturile aș putea spune, și atunci, da, prind foarte bine. Și să pui câte o plăcuță sau să scrii numele să fie special pentru, nu știu, Maria, etc. Parcă acel cadou mai personal, mai aparte. Îl faci pentru cineva, de obicei pentru cineva drag sau pentru cineva cine vrei să impresionezi, dacă aș... Obiectele, blancurile, de unde le luați? Se găsesc? Se găsesc, da, în general de pe internet. Am câteva site-uri cu care lucrez, de obicei sunt aceiași. Cam și plus de aici, de la noi.
deja este magazinul de specialitate și, din fericire, găsesc blancuri. Și hârtie, și culori, și... Da, același lucru. Și blancurile, și vopselele, lacuri de crăpare, pentru că ai nevoie destul de multe de consumabile, ca să-i spun așa. Adezivi, lacuri de crăpare, patină de învechire, pensule, o sumedenie de ustensile ai nevoie. Cred că ați și investit ceva în toată treaba asta. Da. La început începi așa, că zici că un picuț, și, dar apoi rând pe rând da, se acumulează. Asta e adevărul. Și mai ales dacă îți place, e ca un mic viciu, ca să-i spunem așa, și suma rămâne constantă, nu te delași, tot înaintezi și apar șabloane noi și ștampile și tot felul de accesorii care te tentează și, da, achiziționezi în timp. Cât rezistă? Ca să spun rezistența, deci am obiecte care se au de când am început eu și se păstrează într-o stare foarte bună. Sunt lăcuite toate la final. Asta este o fază foarte importantă. După ce obiectul este pictat, lacurile de sfârșit au importanță și dacă se pot face, se pun în două sau chiar trei straturi, cu atât mai mult rezistă. În special de lemn, rezistă chiar mult, mult timp. Noemi ne spune că cel mai mult și mai cu drag lucrează la cadourile pentru cei apropiați. Vă aduceți aminte un obiect pe care l-ați lucrat așa foarte mult și foarte migălos, la care ați lucrat cel mai mult? Nu m-am gândit în special la asta, dar de obicei cadourile celor dragi. Chiar dacă ei știu că tu faci un efort mare, parcă îl vrei cu atât mai deosebit. Și atunci, punând suflet, tot mai adaugi ceva, mai... și parcă ai impresia că nu-l mai termini, îți place mult deja cum este, dar îți mai vine o idee și zici să-l mai înfrumusețe, să-l... Cam asta. Ce vă place să lucrați? Ce modele? Modele, îmi place foarte mult stilul vintage, stilul un pic retro, am eu o pasiune așa pe trandafiri și pe lavandă ca și idee, ca și flori. Și e și o temă care merge destul de bine, Provence, nostalgic, stilul shabby chic iarăși merge foarte bine, adică să-l învechești, să-i dai tenta aia ca și cum ar fi un obiect de demult, de pe vremea lui bunica, lăsat moștenire, căutat în cufărul de demult, merge. Îmi plac foarte mult obiectele acestea. Lucrurile acestea cred că se și caută foarte bine. Da, au început să prindă mult mai mult și la noi. La început mergeam pe partea doar culoare, să zic, maci și cam atât. Nu îndrăzneam să-i dau acel aspect, dar a început foarte bine să prindă stilul ăsta shabby chic și mobilierul retro și mobilierul pictat manual. Da. În străinătate însă cred că e o piață mult mai bine dezvoltată pentru așa ceva. Da, categoric. Am trăit mai mulți ani pe dincolo în Spania și de acolo se poate spune că a început un pic pasiunea mea, dar acolo nu am pus-o și în practică, doar tatonam terenul și observam multe magazine în acestea cu obiecte handmade, dar și obiecte vechi și făcute, nu știu cum să zic, într-o notă foarte personală sau vintage, te inspiră, mi-a plăcut foarte mult. Cine cumpără așa ceva? Cumpără doamnele, domnii mai tineri, da, mai vârstnici? De obicei, mai mult femeile, asta e adevărul, doamnele în special, dar a început și să prindă și în rândul bărbaților. Am făcut recent cutii pentru ceasuri, de exemplu, pentru butonii de la cămașă, acele detalii pentru cei care iubesc frumosul, nu cred că are
legătură neapărat, doar că multe obiecte fiind mai romantice, mai poate culori, mai pastelate, să spun așa, din start sunt pentru, mai mult pentru femei, ele, doamnele. Deși nu e ușor, visul tinerei de vence este ca acest hobby să îi aducă și un venit suficient pentru un trai decent. Se poate trăi din așa ceva? Un pic cam greu de spus deocamdată. Eu cred că mai mult se poate completa din așa ceva. Sau sper. Am mai citit cazuri și cred că și visul meu ar fi să poți să trăiești din așa ceva. Să faci ceea ce îți place și să și poți să obții venituri considerabile, decente, ar fi idealul, zic eu. Cât timp lucrați la obiectelele astea pe zi, să zicem? Aveți timp și cu un copil mic și cu... Da, timpul este, să zic, aleatoriu, depinde. Am poate 2-3 zile în care nu reușesc să pun mâna pe pensulă, că cu rutina, cu copilul, da, este mai complicat. Am și zile în care poate dedic și 4-5 ore numai pentru asta sau mă apuc 12-1 noaptea profitând de acel timp de relax când lumea se odihnește și atunci îmi dedic momentele pentru hobby-ul acesta. Cât durează să faci, nu știu, o cutiuță, de exemplu? Depinde. Nu am cronometrat, ca să zic așa. În general durează, nu poți să o faci într-o zi din cauza etapelor care se necesită. Uscarea, în primul rând grunduirea. Trebuie toate obiectele cel mai bine grunduite cu grund acrilic, în alb în special. Și apoi se poate face și uscare forțată. Folosim și toată lumea în general, cam se folosește și uscătorul. Dar la anumite obiecte este mai bine să le dai timpul lor. Timpul lor de uscare naturală. Poți grăbi puțin, dar nu poți foarte multe etape să le repezești. Și din cauza aceasta, poate o lucrare o faci în 3 zile, nu în ideea că lucrezi 3 zile non-stop, dar pentru că trebuie să respecti acei pași cel mai bine de uscare, de să acționeze anumite lacuri care îți decrăpare, există faza întâi, a doua, care le aplici. Pentru fiecare trebuie să respecti câteva indicații, câteva momente și atunci asta ți ia de multe ori timp, pentru că nu poți să te apuci și spui acum și lucru 3 ore non-stop și l-am terminat. Foarte rar se poate întâmpla lucrul ăsta. Poți, dar puțin forțat. Noemi nu lucrează doar pentru alții, ci și pentru ea. Multe dintre obiectele realizate de ea se află în propriul apartament. Am văzut că v-ați făcut și dumneavoastră pe aici prin casă tot felul de lucrușoare. Da, pentru că la început așa pornește, nu te gândești că tu vei reuși să și dai mai departe. Îți faci ție și pentru că tu ești mai, să zic, tolerant la început și atunci începi așa, apoi vezi că prinde și îți place și continui. Ce înseamnă toată treaba asta așa pentru dumneavoastră? Pentru mine, sincer, înseamnă foarte mare satisfacție. Îmi place ce fac și mi-ar fi foarte greu acum să renunț. Pe lângă că și investești, nu numai timp, timpul este relativ, dar investești în aceste aparaturi, în ustensile, în multe și parcă zici acum să renunț la ele mi-ar fi mult prea greu. Și îmi place, e o pasiune. Și pui și mult suflet. Foarte mult, foarte mult. De multe ori durează mult timp până îți vine ideea și te hotărăști cum să o faci. Conceperea lucrării în sine necesită mult timp. Nu este efectiv, te-ai pus și gata, pentru că nu există o rețetă, nu te gândești, mai ales dacă este o comandă pentru cineva și ți se dă o temă, deci trebuie să o gândești oare ce îi place. Îi place stilul învechit? Nu-i place. Mai bine o faci mai spre modernă, are preferință. Trebuie să studiezi un pic sau e bine să știi un pic. Dacă ți se spune clar, e mai simplu, dar alteori ți se dă ție. Îmi place
trandafirul, să zic. Și atunci, hai să pornim de la tema asta, sau iubesc pisicile, nu știu, sunt multe teme care uneori chiar pe mine m-au surprins și da, am făcut și obiecte de genul după cerințele. De obicei vin oamenii și spun vreau ceva sau vă lasă să vă... Depinde. Multe le concep eu deja dinainte și se alege și dintre acestea, dar de exemplu mi se spune vreau o cutie pentru niște accesorii și îmi place, dar cu ce ai vrea de multe ori? Și cel mai mult prefer să mi se spună ce ar vrea exact, dar nu, cum vrei tu? Cum vrei tu, acesta poate fi interpretat în două feluri, foarte simplu, faci ce vrei, sau foarte greu, pentru că atunci începi să te gândești, oare ce ar plăcea și studiezi și așa. Dar ți se spune și de multe ori, mie îmi place roșu, am în bucătărie roșu, încearcă pe culorile roșu și maro, bej, să faci ceva să iasă bine. Atunci deja am cât de cât în linii mari tema și pun eu atunci de la mine ce mă gândesc că s-ar potrivi pe baza celor culori. S-a întâmplat vreodată să nu-i placă omului ce i-ați făcut, deși v-a zis să faceți ce vreți? Ai, deocamdată nu. Din fericire nu am avut asemenea cazuri. N-ar fi exclus, nu știi niciodată, dar nu. Am avut mari satisfacții că până acum a mers chiar bine tot timpul. A spus, vai ce l-ai nimerit foarte bine, adică, na. O reacție așa deosebită a cuiva după ce a văzut obiectul realizat? Da, a fost foarte surprinsă și a plăcut foarte mult și atunci, chiar în ziua respectivă, a mai venit cu cineva și așa ca și un lanț s-au legat niște comenzi și chiar și o prietenie, să zic așa, pe baza de la un simplu obiect care a prins viață și a plăcut și atunci... Pentru că la urmă urmei așa se duce vestea din vorbă în vorbă. Exact așa este, din vorbă în vorbă. La început te bazezi foarte mult pe cunoscuți, pe soră, prietene, care la început ai făcut cadouri, așa merge de cele mai multe ori prin cadourile care le faci. Vreau ceva mai personal, mai... nu știu, cunoscând mai ales, știu că îi place foarte mult tema îngerașilor, de exemplu, pe ei fac o cutie cu îngeraș și va fi sigur surprinsă pentru că nu o găsește și eu cam știu ce îi place și atunci este cadoul asigurat. Când știi ținta, adică știi că prietena ta cea mai bună îi fan îngeraș sau etc. alte cele și ai realizat acel obiect, zici, wow! Și acolo începe. Dar ea are cutia acasă, vine prietena ei și o vede. Wow, de unde o ai? Și așa, din vorbă în vorbă, ajungi de... ești recomandat. Arta handmade-ului este din ce în ce mai apreciată în ziua de astăzi, iar oamenii care realizează așa ceva ne surprind de fiecare dată. Asta a fost totul pentru astăzi. Până săptămâna viitoare, toate cele bune! Și nu uitați, fiți creativi!